Bine v-am regăsit, sau bine v-am găsit, de fapt, stimați urmăritori de pe YouTube, la prima ediție din The Hermit Podcast. Eu sunt Victor Rău, prezentatorul vostru, și împreună cu mine este Sega. Sega, namaste. Dragă Sega, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. Namaste. Namaste, într-adevăr. Este o emisiune destul de dezghețată, de tip freelancing, în care dorim să arătăm celor care sunt interesați de spiritualitate un alt mod de a o percepe, sau cei care doresc să își înceapă parcursul spiritual, să nu aibă de a face cu acele clișee și acele mituri, să încercăm să le demontăm, să nu mai apară totul așa la Scooby-Doo, Casper și așa mai departe. Deci să fie într-un mod very down to earth, downright dull. Să fie într-un mod uman și într-un mod explicat pe înțelesul tuturor, practic. Sega, îți dau cuvântul acum. Dar poate fi spiritualitatea așa în fel decât umană? Adică, da, poate să fie, mă gândesc. Da, da, uite, da. E o întrebare foarte bună și spiritualitatea, acum că tot m-am dus eu în anumite zone, o să spun și pentru urmăritorii noștri, în unele prelegeri pe care le-am văzut online de Dolores Cannon, ea spunea că totul are conștiință, deci, dar noi suntem foarte limitați în corpurile astea tridimensionale, în încarnarea asta, și este foarte dificil să percepi câtă conștiință există în, e.g., exemplu, grația, o masă, spre exemplu, sau un animal. Dar și animalele sunt suflet. Deci, nimeni animalele, dacă le facem animal. Și, că tot vorbim de limbi vechi, de latină, să mergem la etimologia cuvântului, animal vine din animus, care înseamnă suflet. Deci este foarte, foarte corect, important. Este adevărat. E foarte adevărat, animus, exact. Animus și anima. Animus și anima, exact, exact. Măi, știi care e treaba? Ok. Nu știu cine spune că... Dolores Cannon. E un psychic medium. Na, știu că nu spune nimic, m-am psychic, uitat. Da. Deci zona asta pe mine m-a interesat poate pe vremea când eram de vârsta ta, pentru factorul wow și exoteric și misterul respectiv. Dar cu vârsta m-am lămurit că e o mare diferență între spiritualitatea, să zicem așa, și după aceea o să revenim asupra terenului, și spiritism. Exact, corect. E o anumită abordare, da, spiritismul sau spiritualismul este toate lucrurile care au ism, știi, și îmi place ism. Să le construiesc în felul ăsta. Da, ca în engleză, ism. Nu, da. Au de a face cu o anume ideologie, cu o anumită dogmă care... Da, care poate să fie... Plăcută exact sau neplăcută? Opusul, nu. Plăcută sau neplăcută este irelevant. Okay. Sigur că e plăcută, că de-aia intri în ea pentru că satisface anumite porniri. Da. Rezonezi, da, rezonezi și îți place și nu știu ce, sau nu-ți place. Zici, asta e friki sau e scumpi. Exact. Dar este spiritualism, este spiritism, este ceva care are ism, e o dogmă, e o ideologie. Uh-huh. Sunt lucruri care nu au nicio legătură cu spiritualitatea autentică. Corect. Foarte bine punctat. Spiritualitatea autentică, da, spiritualitatea autentică are un singur rol. Cunoașterea. Uh-huh. Autocunoașterea. Să te cunoști pe tine. În primul rând, asta este cel mai important. Și de fapt, nu că cel mai important, este năzuința pe care o ai în fiecare lucru pe care îl faci, în fiecare lucru pe care îl spui, în fiecare lucru pe care îl manifesti și pe care îl recetezi. Dacă nu te bine, nu ai cum să cunoști nici altceva, știi? Bine, sigur că există o perspectivă a cunoașterii de suprafață, adică, nu știu, mă uit la telefonul ăsta, da, mă uit la telefon. Cunosc să operez telefonul ăsta, da? Știu să-l operez. La nivel grosier, superficial, habar n-am cum se programează, cum se face, nu știu ce. Programatorii care au făcut telefonul știu să programeze, poate că nu se cunosc pe ei înșiși. Dar știu să facă programele alea care ție îți pun sub deget o grămadă de aplicații, o grămadă de lucruri care îți fac ție viața mai ușoară. Dar asta nu înseamnă spiritualitate. Spiritualitate Corect. Înseamnă să te cunoști, să-ți cunoști întreaga alcătuire interioară, dacă știi? Da. Nu există o altă cale. Nu există o altă cale. Deci în toate peregrinările mele, și exterioare și interioare, asta este de fapt
realitatea pe care am, am cunoscut-o, să zic așa. Nu, nu există altă cale decât prin tine însuți. Da, prin noi înșine. Da. Că tot e motoul la modă. Da, pe cuvântul meu. Da, la modă. Prin tine însuți nu există o altă... Nu există o altă cale. Uh-huh. Acum tu ziceai că cum să se apropie, cum să-și înceapă tinerii viața spirituală. De dacă vor, cei care vor, evident. Mai e ceva care începe cu S și sună la fel. Cum să-ți înțelegi? Da. Nu, deci spiritualitatea sau e foarte ușor să alunecăm, devenim prea spiritual, devenim... de fapt, de spiritualiști, știi? Exact. E o chestie rea neapărat, chestia asta? Dacă am devenit... Da, e o chestie rea. Este o chestie rea pentru că sfârșim în a fi prizonieri unui joc de oglinzi, mobilați cu diverse lecturi pe care ne place să le citim, conferințe, știm o grămadă de nume, știm o grămadă, poate, de tehnici, de mitologii, de chestii care, wow, la o discuție cu prietenii sau chiar cu oamenii mai cunoscători, ne face să ne simțim extraordinar și discuțiile astea ne ridică undeva într-un înalt în care ne simțim la zenit, de stăpâni pe ce știm. Da. Și este suficient să vină un câine vagabond să ne latre pe la spate și să uităm de toată spiritualitatea asta și să țipăm sărind în sus. Da. Nu? Da. Păi asta se... Da, ți-am dat un exemplu banal, sigur, dar orice poți să pui. Da. Să aduci în ecuație. Uh-huh. Deci spiritualitatea înseamnă a fi acum, în clipa asta, a fi în momentul prezent. Ăsta, știi? Asta înseamnă da. Să fii. Da. Asta Zen. Înseamnă să trăiești spiritual. Da. Înțelegi? Să trăiești spiritual, asta înseamnă. Nu să acumulezi, sigur că e o etapă și asta, e o etapă probabil că importantă. E importantă ca să-ți dai seama cât de puțin contează. Da. Să citești foarte mult... să cunoști mitologii, să cunoști diverse abordări spirituale din alte culturi și așa mai departe, e foarte necesar, poate, la anumită vârstă. Da. Și poate că e un început ăsta, să dai cu nasul, să vezi ce au spus unii sau ce cred unii, ce cred alții, știi? Corect. Dar să rămâi la stadiul ăsta este, din punctul meu de vedere, este o mare... Un deserviciu pentru dezvoltarea ta personală. Îți faci un mare deserviciu ție, știi? Uh-huh. Okay. Dar fără îndoială că nu e rău să citești, evident. Da. Nu e rău să asculți, nu e rău să cunoști diversi oameni și să asculți părerile lor, să, uite, cum discutăm noi, tu crezi că eu sunt un spiritual care... Da. Nu, deci nu mă erigez în lucru sau ceva. Ok. Da, nu era vorba de asta, evident, dar... Tu ai ajuns la mine pentru că am scris cărțile care m-au consacrat, să zic așa. Exact. Romanele Namaste, romanele aventuri spirituale din India și Nepal, povestind pățanile mele într-o călătorie pe care o consider și acum inițiatică și întocmai. Cu adevărat importantă pentru mine. Da. Da. Dar în călătoria asta, în călătoria pe care am făcut-o și în călătoria care a continuat, de lucrurile astea mi-am dat seama. Că totul, până la urmă, se reduce la ce e în interiorul tău. Nu la credințele pe care le ai, nu la prejudecățile cu care vii, nu la noianul de informații pe care le-ai tot acumulat de-a lungul timpului și îți faci așa din el o bocceluță de aia care devine ce în ce mai grea și... Nu! Deci, spiritualitate înseamnă travel light. Adică doar cu strictul necesar. Corect. Uite, fac un salt de la una la alta, dar sunt conexe lucrurile. Pe vremea lui Buddha, călugării Gautama. Buddha. Da, Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Exact. A ajuns Buddha, cel trezit. Da. Discipolii lui, sangha lui, avea două robe, deci așa călătorea lui, cu două robe. Pe una se culcau și pe alta o purtau. Pe una o spălau, se usca aia, o purtau pe cealaltă și așa mai departe. Da. Și le purtau până ele deveneau zdrențe și nu mai puteau fi cusute. Deci le foloseau până la ultima zi în care mai puteai să le porți, după care le îngropau. Le îngropau. Așa, și mai aveau un ac și o ață ca să-și poată coase robele. Aveau un bol în care cerșeau de mâncare. Aveau un filtru de apă.
și o periuță de, mă rog, ceva care asemăna cu o periuță de dinți. Care aducea periuță de dinți și atât. Asta era tot. Asta era kitul lor. Asta, așa călătoreau ei, travel light. Da, da, da. Ei nu stăteau într-un loc și călătoreau. Da, da, da. De, eu mă raportez la genul ăsta de călătorie spirituală și în, în sensul mai larg și mai, mai larg al cuvântului, nu doar într-o călătorie fizică. Evident, evident. Deși implică și fizic, implică motorul fizic. Da, mă rog, dar zic că o călătorie de la o carte la alta sau de la o conferință spirituală la alta ar trebui să fie poate mai, mai multe popasuri în tine însuți. Da. Și cu mai puține, mai puțin bagaj informațional. Da, 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 întocmai. Dharma, adevărul, calea, să zicem așa, este relevantă în măsura în care ea începe să prindă, nu că începe să prindă, o descoperi în tine. Dacă ea nu există în tine, se transformă într-o, în cel mai, cum să spun eu, frecvent caz, într-o credință care nu este... care nu este, cum să spun eu, nu este parte din tine decât la nivelul ăsta cognitiv, e credință. Crezi în ceva, da? Da. Sigur, la nivel cognitiv, care implică și partea afectivă și așa mai departe, da, da, da. Sunt lucrurile moștenite, bunicul ți-a povestit de Dumnezeu și tu, la vârsta aia permeabilă la care erai, ai înmagazinat informația respectivă și o asociezi cu mirosul bunicului, cu, știu eu, tonul lui cald, da, voce, memoria. Cu sentimentul de siguranță, da, pe, da, care, da. Nu, cu sentimentul de siguranță pe care l-aveai atunci și ulterior, când crești mai mare, devii un credincios fără să știi exact momentul de început, știi? Da, da, da. Al, ești mai mult credincios nominal sau prin allegiance? Ești credincios, dar nu, nu unul care a experimentat, nu unul care a trăit adevărul, știi? Da, da, da. Nu e rău nici asta, dar este o mare greșeală să rămâi la stadiul ăsta, asta vreau să spun. Da, 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 întocmai, întocmai, într-adevăr. Deci credințele, credințele, da. Ideologiile, ritualurile, munții de cărți, informațiile diverse, workshop-urile spirituale, așa, așa zise, așa mai departe, da. Nu te fac să fii decât un spiritualist, un spiritist, înțelegi? Corect, corect. Mă scuze, acum o să întrerup puțin video feed-ul, dar asta pentru că trebuie să ajung la o sursă de, de power pentru, pentru MacBook. Da. Momentan nu am cablu, dar continuăm, evident, discuția. Okay. Spuneai de diferența aceasta foarte mare sau de, de importanța între a disocia între spiritualism și spiritism. Și evident că aici este vorba și de a nu ne face de servicii trăind numai și numai o viață spirituală. Asta e în nutshell ceea ce am înțeles eu. Sper că am înțeles bine. Teoretic ar trebui ca, adică să noi facem niște demarcații artificiale, niște separări artificiale. Spiritual și material. Corect. E bine, e bine, ai să râzi, dar cei care fac împărțirile astea sunt ceea ce Chogyam Trungpa numea foarte frumos niște spiritual materialiști, știi? Când toate credințele lor și tot noianul ăla de vrăjeli în care ei cred și în care se înconjoară, devin niște comodități, niște bunuri de consum, niște mobilier confortabil la nivelul minții tale, pe care tu, practic, duci o viață de couch potato, să zic așa, de cartofi de canapea, în fel, știi? Da, da. De cartofi de canapea scumpă, mai scumpă sau mai ieftină, tot în, în, cum să zic eu, având ideea asta adânc înrădăcinată că lucrurile alea te salvează, lucrurile alea în care crezi, lucrurile alea cu care te înconjori, noțiunile alea frumoase, elevate, super spirituale, sigur că da, tot ce cunoști tu și bă, ai lați, de habar n-o mă, sunt niște maimuțe. Dar eu știu, domne, eu știu, am citit, eu am... Da, aroganța asta care, care poate să provină din prea multe care cunoștință. Care poate să fie mai subtilă sau mai, mai accentuată, mai pronunțat, știi? Și exact. Devine, este suficient să, și chiar te îndemn să faci asta, dacă mai ai discuții spirituale cu alții, da, da, da. Să-i provoci, să vezi cât, câți bani fac, încet scutură-i puțin, provoacă-i, ofensează-i, jignește-i și vezi dacă
Vezi dacă își ies din rolul ăla din Pepe. Zen, senin. Așa, da. Și cum se comportă ei atunci? Îți mulțumesc pentru chestia asta sau te înjură și îți închid în nas da. Zoom-ul, știi? Sau telefonul sau ce vrei tu. Deci, da. Asta este singurul mod în care poți să bați la ușa unuia care duce viața asta de cartof, de canapea, cartof spiritual de canapea, da, știi? Da. Pentru da. Că altfel caz și tu în capcana asta, da, și nu e okay. Pui botul la spusele lor, pui da. Botul la așa zisele lor metode, exact. La așa zisele lor căi spirituale. Cotizezi, în unele cazuri poți cotiza, sigur că da. Și, ca un contribuabil activ. Ca un contribuabil. Contul tău se golește, contul lor se umărește, da, da. Se umple. Da. Și... mai mult de atât, nu rezolv. Ești în paradigma spiritualismului material. Corect. Sau materialismului spiritual. Asta era titlul cărții lui Chögyam Trungpa, unul dintre mari oameni care au trăit pe planeta asta și contemporani cu noi. Uh-huh. Sigur, un personaj controversat, poți să citești pe Wikipedia mai mult. Chiar o să citesc. Asta. Mai controversat decât Tsogyal Rinpoche? Nu știu de Tsogyal Rinpoche, uite, chiar nu știu ce da, cartea, a scris cartea tibetană a vieții și morții și am făcut un pic de research după ce am citit cartea tibetană a vieții și morții. Ești sigur că ăsta-i numele? Tsogyal Rinpoche? Da, Tsogyal Rinpoche, nu știu exact pronunția tibetană, dar sunt mai mulți care au tot scris și rescris sau rescris și au actualizat da. Cartea tibetană a morților. Da, 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 dar este... Este cartea tibetană a vieții și morții, deci este cumva, este bazată pe cartea tibetană a morții, dar este studiul lui și, mă rog, este mai mult aplicarea okay. lui a învățăturilor budiste. Dintre, da, sunt mai mulți, din știi cartea că a fost, tibetană a vieții și morții. A fost la un dat prin, nu știu, la începutul secolului trecut, ceva de genul ăsta a fost prima traducere, mai romanțată așa, cărții tibetane a morților, uh-huh. după care au venit tot felul de Rinpoche și au remasterizat. Cred, au reactualizat textul respectiv și cred exact. Că printre ei chiar și Chögyam Trungpa, dar nu mi-e foarte precis. Uh-huh. O să mă deci, mai documentez. Cartea tibetană a morților, o chestie foarte specială și exact. Care ține de cultura tibetană, de credințele adânci ale poporului tibetan, care înainte de implementarea budismului prin secolul al VIII-lea era noastră. Avea o cunoaștere, să zic, sau nu o cunoaștere, o viață spirituală animistă, să zic așa, în care animist înseamnă că fiecare, mai sus de anima și de animus, da, da. Fiecare lucru care ne înconjoară din universul ăsta are un suflet. Ei vedeau câte o zeitate, câte un zeu sub fiecare piatră, exact. În cer, în fiecare stâncă, în fiecare vietate și așa mai departe. Da. După care a venit budismul și budismul, mai ales budismul tantric, exact. Adus de Padmasambhava, care era la vremea respectivă maestru tantric, profesor și profesor la Marea Universitate Budistă din India, Nalanda, un fel de Oxford și Harvard combinate, să zic da, așa. Spiritual, spiritual, da, spiritual. Importanță, și valoare. Exact. Da. Unde nu intra așa pe examen scris, ci se puneau câteva întrebări la poartă, în fine. Okay. Și asta este, deci, Cartea tibetană a morților este, de fapt, o scriere tantrică, o cunoaștere tantrică la bază, ceva foarte, cum să spun eu, care ține de specificul cultural tibetan astăzi, exact. În zilele noastre exact. Și începând din secolul al VIII-lea, când au fost comentate și răscomentate textele astea, povestite și răspovestite. La noi ajung cu un iz așa ezoteric și foarte exotic. Sofisticat, da. Dar ce e de reținut este că trăim într-un miraj și asta spune clar cartea tibetană a morților, da. Că ce este foarte important în cel care moare? Să știe că moare, da. Să știe că cu ceea ce se confruntă acolo e propria lui minte. Asta spune primele lucruri care spun lumina aia strălucitoare, zgomotele alea infernale pe exact. Care le auzi, sunt mintea ta, sunt realitatea ta, sunt
lucruri care țin de tine, sunt realitățile tale, da. Realitatea ta. Totul este minte. Noi când murim sau chiar când adormim, noi nu recunoaștem visul ca fiind un vis. Corect. De câte ori te-ai trezit tu sau în timpul unui vis și ai zis, bă, uite-mă, visez, uite-mă, eu visez. Eu, Victor, sau cum îți spui tu, uite-mă, eu visez visul ăsta, nu e real, e vis. Nu știu, nu cred că ți s-a întâmplat în primul rând. Inițial, deci nu. Da. Păi nu, dar până nu știi lucrul ăsta, exact. Până nu cunoști că visul e vis, tu nici nu știi ce e viața asta, tu nu știi care e realitatea, de fapt, înțelegi? Corect. Și cel mai la îndemână instrument este visul, de exemplu. Visul este un instrument foarte la îndemână prin care tu poți să-ți dai seama și te poți antrena în a vedea cât de puternică este mintea, în a genera imagini, impresii, aparente realități, dar care nu sunt decât niște holograme, știi? Corect. Trebuie să cunoști lucrul ăsta, dacă nu-l cunoști, da. Sau iluzii. Iluzii, exact. Da, Maya. Dacă nu cunoști lucrul ăsta, asta consider că este important și cred că asta putem să numim spiritualitate, dacă vrei să cunoști, să deosebești iluzia de realitate. Întocmai. Să deosebești adevărul de minciună. Dar adevărul nu e ceva din exteriorul nostru, ceva undeva departe, pe care noi mergem și ne luptăm să-l găsim și așa mai departe. Nu. Este parte din noi, noi suntem un amestec, cum ai spus și tu la un moment dat, de întuneric și lumină, de adevăr și minciună. Întocmai. Dar trebuie să învățăm să privim în noi înșine ca să vedem unde este adevărul sau care este adevărul și care este minciuna. Ele se manifestă spontan, simultan. Și tu trebuie să-ți dai seama ce este ce. Uh-huh. Trebuie să vezi lucrul așa cum sunt. Asta este practica spirituală. Asta este singura practica spirituală. Sigur că există diverse tehnici care se spune că te duc acolo și probabil că te și duc dacă le practici într-un cadru adecvat și așa mai departe. Orice altceva care îți propune să fii mai frumos, mai bogat, mai sănătos, mai armonios, mai bla bla bla, e bla bla bla. Mai social bla, friendly, bla, 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 și... tot bla bla bla. Mai social friendly, mai nu știu cât mare și tare pe social media. Da, nu contează. Nu face decât să-ți întărească carapacea în care tu deja ești prizonier. Carapacea ego-ului, să o numim așa. Ego, exact, întocmai. Știm de el. Da. Nu face decât să întărească această carcasă, această structură, care pierde odată cu moartea ta. Moartea ego-ului, moartea vehicului fizic. Moartea ta fizică. Deci da. când moare corpul tău, va muri și ego-ul tău. Da. Și ego-ul este... Dar ego-ul își cultivă această... cum să spun eu... minciună că poate să se perpetueze, că poate să trăiască. Și de aici toată mitologia legată de viața de după moarte, de, cum ajungi tu în rai sau în iad sau așa mai departe. Sau pe alte lume. Deci, iadul, raiul, cartea tibetană a morților, revenim la ea, iadul, tărâmul animalelor, tărâmul fantomelor, flămânzi, da. Tărâmul ființelor luminate de-a zeilor. Da. Le trăim acum, aici, în fiecare clipă, în fiecare zi a vieții noastre, în fiecare noapte a vieții noastre, să știi. Okay. Deci asta este. Cartea tibetană a morților este cartea tibetană a vieților. Corect. Da, este. Deci ce spun ei acolo în textele alea, este o oglindă a ceea ce noi trăim oricum deja. Noi știm lucrurile astea. Nouă ni se întâmplă. Nouă ni se întâmplă, dar nu le știm. Nu știm. Nu suntem conștienți, mai bine spus, mă gândesc. Nu suntem conștienți. Exact. Deci, iarăși un cuvânt important ăsta este să conștientizezi. Asta înseamnă spiritualitate, să conștientizezi. Exact. Foarte, să conștientizezi. Până nu conștientizezi, nu avem ce să discutăm. Adică nu putem să... N-avem un... Cum să spun eu? Vorbim discuții, vorbim despre cărți frumoase, despre știu eu ce tehnică spirituală am inventat guru cu tare sau ce workshop minunat am fost și așa de bine mi-a prins și m-am simțit așa de împăcat cu mine și tot felul de chestii irelevante și absolut inutile pe termen lung, mediu lung, să zicem așa. Exact, întocmai. Și asta mă duce pe mine cu gândul la o sugestie muzicală în Black Sabbath, Heaven and Hell. Trebuie să realizezi că visezi. Asta era un vers în engleză. Deci, wow, da, uite ce... Trimitere.
ca să pentru cunoscători, într adevăr. Ozzy, da. Ozzy e un era Dio atunci, era Dio, Dio era atunci la Heaven and Hell. Dio era da, acolo. Dio, Ronnie James okay. Dio. Da, 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 într adevăr. Într adevăr și aici, tot ca să înglobăm ceea ce ai spus tu, totul intervine sub arealul ăsta al samsarei sau Maya. Unii zic Maya, alții zic samsara, practic înseamnă același lucru, înseamnă iluzie. Și este o diferență, este o graniță foarte sensibilă între iluzie și realitate, între vis și moarte. De fapt, până la urmă putem să percepem viața asta pe care o simțim conștient cu cele cinci simțuri, nu? De bază, plus al șaselea, cei care l-au mai ascuțit, ca un vis lucid. Ești de acord cu această percepție? Da, este foarte adevărat. Ceea ce dacă te trezești în timpul unui vis, da, visul devine unul lucid. Lucid. Asta este ideea. Da, da. Asta nu înseamnă că te-ai eliberat din samsara. Corect. Ai văzut însă Maya. Maya înseamnă iluzie. Samsara nu este echivalent cu iluzia, deși este o lume iluzorie. Aha. Sau este o... proiecție iluzorie. Nu? Hologram. Samsara este privită ca un... ciclu? Să spun eu. Nu, stai să mă gândesc să găsesc cuvântul sau noțiunile potrivite. Samsara este opusul iluminării. Este această lume cauzală în care noi ne învârtim ca rezultat al nașterilor noastre. Murim ca rezultat al vieților noastre. Renaștem ca rezultat al morților noastre. Foarte și așa bine. Mai departe. Exact. Deci asta este samsara. Samsara este un ciclu etern. Nu știu cât de etern e. Nu cunoaștem începutul, nimeni nu s-a pronunțat asupra lui, dar realitatea asta este. Trăim într-un circuit de genul ăsta și vezi lucrul ăsta, îl vezi în mica ta viață. Când te îndrăgostești de cineva, te desparți de acel cineva, suferi ca un câine, ai murit, să zicem în ghilimele, da. Da? Și renaști iubind pe altcineva, corect. Doar ca câteva zile, luni, ani mai târziu, iar să te desparți, iar să suferi, iar să recazi în plasa aia. Corect. Iar să te reîndrăgostești și așa mai departe. Numai luând acest exemplu banal și mai să ne adresăm, da. Să vorbim tinerilor. Și tinerii trec prin experiențele astea de îndrăgostire, da. Și reîndrăgostire. Mai mult decât generațiile este... precedente, trebuie spus. Nu neapărat, nu doar să ajute asta. Deci a te îndrăgosti este echivalent, ca să punem, să înțelegi samsara și Maya. A te îndrăgosti este echivalentul renașterii în samsara. Da? Maya este proiecția pe care tu o aplici pe chipul iubitului, crezând că acea e acea persoană, acea entitate îți va aduce ție izbăvirea într-o formă sau alta, fericirea. Da. Da? Moartea este când crapă această percepție, poleiala aia, sulemeneala aia pe care tu aplici, fardul ăla gros pe care îl pui pe obrazul celuilalt, începe să crape și vezi că lucrurile nu stau chiar așa. Nu stau deloc așa. Da, da. Și că persoana aia nu e așa cum ți-ai imaginat, nici tu nu ești așa cum ți-ai imaginat, corect. Dar nu-ți place ce vezi, că nu e deloc așa cum ți-ai imaginat. Da. Apar tensiunile, apar flecușurile, apare inevitabila despărțire, care îți provoacă o suferință enormă. Colosală, care te trimite pe scaunul psihoterapeutului, de cele mai multe ori, nu de cele multe, de multe ori, sau pe unii trimite așa. Pe alții nu. Sau în brațele alcoolului, sau în brațele drogului, sau știu eu pe unde. Da. Pentru că tu ai niște fragilități interioare care alea te-au mânat în relația cu persoana respectivă, deci au fost o cauză care a urmărit un efect, sau a avut un efect în îndrăgostirea ta de persoana respectivă. Da. Treci peste chestia asta, peste această moarte, traversezi o perioadă de... cum să zic eu, deci o stare intermediară, ca în Cartea Tibetană a Morților, un bardo, în care tu chipurile te transformi și ai senzația că acum gata, cunoști, ești mai puternic. Da, da. Și te reîndrăgostești, zici, bă, acum mă, nu mai pecesc. Și te trezești iarăși în același punct al adevărului, al morții, exact. Al pragului morții, mori din nou, adică te desparți și o iei de la capăt. Asta este samsara. Iar Maya este iluzia cu care noi zugrăvim realitatea. Maya nu este o chestie exterioară. Maya este proiecția noastră, interioară, intrinsecă. Nu. Maya este proiecția minților noastre netrezite. Asta este Maya. Aha,
Foarte bine punctat, am înțeles. Există și, ca să completez puțin discuția și să mai nuanțez și eu, să-mi dau cu părerea până la urmă, că nu vorbesc decât în calitate de părerolog. Eu sunt calificat aici ca părerolog, doar atât, evident. Doctor părerolog. Doctor părerolog, deci nu un părerolog oarecare, evident, bun. Există și există și scenariu în care, doamne, pur și simplu, te-ai despărțit, îți vezi de viață, nu te duce pe scaunul terapeutului. Vezi, domne, nu s-a putut, asta este, dacă nu se poate, nu se poate și treci mai lin peste chestia asta și nu... Dacă ajungem... Ești pregătit, problema se pune în felul următor, ești pregătit pentru următoarea relație cu adevărat? Noi am ajuns la exemplul ăsta prin, uite așa, din discuție. L-am luat că e un exemplu simplu, să zic, la îndemână și pe care îl trăim cu toții, nu? Da. La o anumită vârstă, cel puțin. Da. Dar problema asta este, ești oare acum, ești cu adevărat capabil să intri într-o relație cu cineva? Ești oare... Te mai consider o jumătate care caută o altă jumătate, mitologia în care ai crescut? Da, adică da. Acest rai promis, raiul celelalte jumătăți cu cuplurile care androgine. Un întreg? Da, androgine, nu? Nu, vorbesc de androginitate. Noi am crescut cu prejudecata asta. Atenție. Uh-huh. Să-ți găsești jumătatea. Deci asta este pentru mulți scopul în viață, mai ales când ești tânăr. Să-mi găsesc jumătatea. Corect. Știi? Da. Este același lucru cu cei care caută raiul și desconsideră viața pe pământul ăsta pentru că urmează să-și primească răsplata în rai. Este absolut același lucru. Uh-huh. Ei, dacă tu în urma unei relații de îndrăgosteală cu cineva care te-a dus pe culmile extazului și apoi în ghearele morții, din care te-ai târât, sfârtecat și așa, sau nu, cum ai spus sau tu, nu. Bă, nu. N-a mers, s-a putut, nu s-a putut mai mult, dar dacă tu înțelegi că, bă, stai puțin, eu nu sunt o jumătate, sau eu dacă sunt o jumătate, am o problemă. Sine. Exact. Nu, dacă sunt o jumătate, am o problemă. Trebuie să învăț să fiu întreg. Corect. Ca să pot să intru într-o relație cu altcineva. Absolut. Un alt întreg. Foarte bine. Deci nu, relația nu este de la jumătate la jumătate. Asta e o relație nevrotică, o relație... Toxică. Disfuncțional. Samsarică, dacă da. Vrei. Una sănătoasă, reală, cum să spun eu, autentică, este o relație de la întreg la întreg, știi? Corect, absolut. Altfel, ea implică multă nevroză, implică multă maia, implică multă samsara. Corect, din păcate, da, într-adevăr. Și atunci asta, ești suficient, ai înțeles chestia asta? Ai înțeles chestia asta? Da. Dacă ai înțeles chestia asta, la următoarea îndrăgostire este echivalentul, aș spune, al iluminării. Bun. Da, m-am iluminat exact. În problema asta. Am înțeles care e treaba cu relația. Da. Am înțeles. Dar dacă tu zici așa, a, nu, n-a fost să fie, las, dacă o să mai fie, o să fie, dacă las, o să fie, bine, dacă nu, nu. Și ajungi într-o altă relație, într-o nouă relație, cu aceleași metehne, cu aceeași ignoranță, cu aceleași asperități, cu aceeași agresivitate refulată. Da. Iarăși ajungi în punctul în care te desparți și zici, bă, dacă n-a mers, asta e, nu. Mai bine singur. Deci mai bine singur, solo. Să zicem, Han solo. Asta înseamnă frică. Deci de frică da. Tu nu mai faci nimic, stai în cutiuța ta și îți mănânci de sub unghii și te uiți cu jind, cum alții chipuri la o relație frumoasă, mai ales pe Facebook. Sau nu. Și... Mai ales pe Facebook și maia, da. Maia pe care o vezi tu pe Facebook îți spune sau pe Instagram, pe Insta sau pe, știu eu, TikTok sau știu eu pe unde, îți spun ție, bă, asta e relația pe care o caut. Asta e, dacă ori asta, ori niciuna. Și iarăși caz în plasa unei iluzii și așa mai departe. Deci înțelegi cât de bine trăim noi în epoca noastră cartea tibetană a vieții și a morții. Cât da. De bine din plin. Sunt evidente, cât de evidente e samsara, cât de evidente e maia, cât de evidente e calea. Deci aici este important să vezi lucrurile astea. Dacă nu vezi lucrurile astea, ești un spiritualist. Te duci la biserică sau da. Ești un credincios. Te duci la biserică, îi zici, Doamne ajută să mă îndrăgostesc și eu de cineva, să meargă bine, să am bănuț, să am... Da, 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 da. Doamne, dar dă-mi și mie, uite, cum e dat lui vecinul cu tare sau lui colegul, da. Nu știu ce. De mie uite de ce nu-mi dai? Da. De ce nu-mi dai? Dar da. Ce am făcut? Pun cu apa, mai bun. Cu apa, exact. De ce?
Și ești mai, și ești mai bun așa cum crâncenat printre dinți devii mai bun. Scrâșnind devii mai bun chipurile devii. Da, exact. Da. Evident. Devii mai bun la suprafață, devii mai bun în gesturile pe care le faci, dar în interiorul tău ești la fel de neformatat, la fel de difuz, la fel de nevrotic, condiționat. Mai fost și așa mai departe. Da, și n-ai făcut nimic. Înțelegi diferențele? Absolut. Înțelegi punctul meu de vedere? Da, absolut. Crezi că cei care ne ascultă sau ne văd înțeleg punctul ăsta de vedere? Eu sper să-l înțeleagă, pentru că e audiență foarte largă pe YouTube și asta o să și vedem în secțiunea de comentarii. Absolut. Eu m-aș bucura, pentru că dacă nu apuci să înțelegi lucrurile astea, și, repet, am dat niște exemple la îndemâna fiecăruia și putem să alegem orice alte exemple dacă vrem să ne mai batem în gură. Da. N-ai ce să discuți despre ce, despre cum stăm cu picioarele încrucișate în lotus sau cum stăm în cap sau, sau că am văzut sfere argintii deasupra capului când am meditat azi dimineață sau am văzut-o pe Maica Tereza Domnului zicându-mi fănele, trezește-te la 7, nu la 8. Adică, bune, hai să fim serioși. Corect. Nu suntem buricul. Nu, da. Da. Despre asta e vorba. Deci, să căscăm ochii, să vedem cum suntem. Să înțelegem cum suntem. Noi n-am apărut pe lumea asta cu manual de instrucțiuni, să vezi, bă, cum funcționează, mă? Deci care e manualul meu de instrucțiuni? Care e scopul meu în viața asta? Da. Nu e niciun scop extern, nu-ți dă nimeni un scop din afară. Bine, ai crescut, sigur, ai crescut ca să-i fii pe plac Domnului. Ca să corect, în principiu, știi? În principiu. Și în practică. Nu e corect, adică e o altă iluzie, o altă minciună în care mulți oameni cred. Nu, deci caută adevărul în tine, caută autenticul, caută să vezi cât e minciună și cât adevăr. Ai să descoperi multă minciună, puțin adevăr, dar adevărul ăla face transcende universul. Foarte bine. Puținul de adevăr transcende universul, ăla e tot. Minciuna însă, oricât de multă e ca fumul. O să o aduni într-un grăunte de nisip, să zicem așa. Înțelegi ce zic? Înțeleg, absolut. Acum, permite-mi totuși să am încă o trimitere muzicală, să transcet și eu universul rog, de la Black Sabbath la... de la Black Sabbath la Led Zeppelin, tot că vine vorba despre despărțiri și așa mai departe. Led Zeppelin, pe materialele lor timpuriu, numai problemele astea le aveau. Cine cu cine se combină, ce cu ce, nu știu ce. Dar pe Good Times, Bad Times, mie mă răsună și acum versurile astea. When my woman left for a brown-eyed man, but I still... didn't seem to care. Deci putem să avem și o atitudine din asta la Robert Plant. Dom'le, eu m-am fișism. Asta este, acum, ce să fac, asta e viața. Da, asta e viața. E și o disimulare la el totuși, mă gândesc. Înseamnă că ori ți se rupe, ea a ajuns o grasă nasoală, să zicem, neinteresantă, da. Așa. Nu că sunt și... ca să nu facem discriminări, așa. Da. Dar nici nu vreau să fiu politically corect. Da, sunt oameni grași, simpatici, de-aia am zis, o grasă nasoală. Da. Da. Deci, sunt... Nu, pe bună. Da. Deci am cunoscut... Și știi că, apropo de Buddha, există acei Buddha grași și... Exact, da. Zice că, uite, Buddha... Nu, ăla nu e Buddha, e Budai. Ah. Deci e o altă înțelegere greșită. Budai sau Budaș? Budai sau Budai? Budai. Dai, un călugăr budist, într-adevăr, a cărui metodă a fost râsul. Și el, când îl întrebai ceva, râdea. Când îl loveai cu o leucă în cap, râdea. Când îi dădea un șut în cur, râdea. Când cineva murea râdea. În fața lui, râdea. Când cineva se năștea, râdea. El tot timpul râdea. Ăsta era Budai. Și așa arăta el, cu burta aia mare și gras. Dar nu era Buddha Siddhartha Gautama. Da, era un discipol de-al lui. Mai... Mă rog, un urmaș în timp. Nu era n-au trăit în aceeași epocă. Dar ca să facem diferență. Da, el era un gras simpatic, nu? Da. Un gras simpatic. Da. Ok, deci asta am făcut, am închis subiectul aici. Iar referitor la versurile lui Zeppelin, versurile lui Zeppelin de mult, lui Led Zeppelin sau versurile lor au atins multe lucruri pe care le putem considera cu adevărat spirituale, care țin de cunoaștere. Absolut. Nu cred că versul ăsta, că nu-mi pare... Deși poate contextul ne-ar spune mai multe de ce nu-i pasă lui Robert Plant de femeia respectivă. Bun, era o... Ori preluat versurile dintr-un
cântec vechi. Și aici e o controversă, dar e mai mult muzical, n-aș vrea să intrăm în ea, pentru că aici putem să vorbim ore întregi și m-am și enervat când i-am mai descoperit, evident, la furăciuni ce au furat. Problema e că era o controversă cu ei, ca să explicăm așa, succint, to make a long story short. Au fost controverse. Au fost controversați rău de tot pe partea asta, pentru că ei au preluat niște piese de la Bert Young, spre exemplu, chitarist scoțian de marcă, idolul lui Neil Young de asemenea. De la, mai știu eu, de la cine a mai fost, de la John Baez, și nu au dat sursele. Deci nimeni nu a fost judecat, că au fost și judecați pentru chestia asta în tribunal, proces, în contencios civil. Păi mă rog. Și Stairway to Heaven și aia n-aș zice că... Love. Da, Whole Lotta Love, da, aia a fost de la Willie Dixon și Stairway to Heaven mi se pare că a fost... mă rog, se zice că de la Spirit, proces, de la Spirit, chiar era o formație exact, Spirit. Spirit, dar da, nu știu, da. Nu era, nu, am ascultat ambele versiuni, aia nu este furăciune, în schimb. Dacă aș fi fost Spirit, să zicem da. Eu, și Jimmy Page ar fi preluat de la mine primele măsuri, da. I-aș fi făcut statuie în curte fără să-i cer niciun lucru. Da. Pentru că ce au făcut ei din piesa da. Aia, sau chiar dacă să zicem că s-a inspirat din măsurile alea primele, da. Începutul, comorârea cromatică, să zicem așa, da. În la minor, deci este ce a făcut Jimmy Page sau ce au făcut Led Zeppelin este absolut o capodoperă muzicală. Desăvârșită, da, muzicală. Absolut. Care nu are nicio treabă cu melodia aia folky așa, no, Spirit, no, adică no. Aia nu, dar altele deci... da, spre exemplu Black Mountain Side, e luat după Blackwater Side de al lui Bert Young, că am ascultat Jack Ryan, spre exemplu, în albumul lui. Deci pe Led Zeppelin 1 categoric sunt copiate, aranjamentul diferă puțin pentru că Robert Plant a aplicat o tabla, un instrument indian ca tamburină, da. Ca să schimbe totuși, să nu fie chiar 100% copiat. Dar ca să întâlnim ideea... Dar ei au făcut, știi, ei au făcut chestia asta, îți spun de ce, și scrie, sunt interviuri, ei spun, bă, noi nu ne imaginăm că o să fie cunoscute melodiile astea, noi le-am preluat, da, e adevărat, da. Dar nu ne-am gândit niciodată că ele o să aibă succesul ăsta răsunător. Dar ne-am zis așa, bă, dacă o să aibă succes, ne caută ei. Și au căutat. Adică, și așa a fost și cu Willie Dixon, l-au trecut exact. După aia. Adică, bă, da. Da, ei au recunoscut chestiile astea. Da, apropo de Willie Dixon, nu știu dacă știai poezia, Roses are red, violets are blue, Willie Dixon sued Jimmy Page for Led Zeppelin 2. Asta e fix pentru sună. Valentine's Day. Sună bine. Sună bine. Și ca să-mi închei eu ideea, nimeni da. Nu a fost, că tot am urmărit și pe la radio din state și așa mai departe, ce vorbeau, cum vorbim noi acum despre Led Zeppelin, că nimeni n-a fost judecat dintre toți rockerii ăștia legendari sau muzică, nimeni n-a fost judecat la tribunal pentru faptul că au fost influențați, că ei au recunoscut asta. Băi, noi am fost influențați, le-am luat muzica, ne-a plăcut foarte mult, nu credeam că o să avem succesul ăsta răsunător, că și despre numele lor e o chestie pe care vreau să o punctăm aici foarte bine. Keith Moon, bateristul din The Who, preferații mei din The Who, alți britanici legendari, era foarte bun prieten cu Bonham, cu bateristul din Led Zeppelin, și numele formației a fost făcut de o așa manieră încât a zis, bă, noi o să fim ca un zeppelin care o să pice. Și Keith Moon a venit cu ideea asta. Deci noi nu o să fim niciodată la genul mainstream, o să fim niște vai de mama noastră. Așa se gândeau ei, deși Page avea experiență foarte mare ca un chitarist de sesiune în Londra anilor 60, la început de anii 60, și el cântase la 13 ani Skiffle și era pe BBC de la Skiffle. Cunoscut și au trecut ani de zile întregi în care a acumulat mai multe experiențe ca un chitarist, ca un instrumentist de sesiune și cu Eric Clapton și cu Jeff Beck de la Yardbirds, pe urmă a cântat în The Yardbirds și a fost foarte sought after, ca să mă exprim așa, a fost foarte căutat și cel mai tânăr dintre toți muzicienii ăștia de sesiune, pentru că majoritatea erau cu 10-20 de ani, poate chiar mai mari decât el, și chestia asta evident că i-a dat un start mai timpuriu în viață în muzică și practic a fost kickstart-ul carierei lui muzical. Știi foarte bine că așa s-a cunoscut și cu John Paul Jones. John Paul Jones, era basist. Muzician de studio. Da. Și era muzician de studio. Amândoi de sesiune. Ei s-au cunoscut într-un studio. Da. Iar John Paul Jones cânta la orgă de biserică la 15 ani. Adică, orgă Hammond, nu? Sau orgă chiar de biserică? Orgă de biserică. Deci cânta și cu picioarele, că taică-s a fost organist. Da, exact. Adică ei vin din familii Știu. Muzicale. Exact. Da. Respectabil. Da, într-adevăr. Acum divagăm,
Nu că The Hermit Podcast, ăsta e și titlul podcastului și era inevitabil să ajungem aici la Zeppelin. Da, aș reține ideea asta pe care tu ai spus-o cu roses are red, violets are blue. Da. Uite că îți mai zic ce cum văd eu și ce cred eu că înseamnă spiritualitatea, sau nu că ce cred, ce știu că e, ce sunt convins, are legătură cu credința, ce știu din experiența mea profundă, lăuntrică. De cele mai multe ori noi vrem să fim roses are blue, vrem să fim trandafiri albaștri și violete roz. Sau suntem trandafiri, dar vrem să fim violete, sau suntem violete și vrem să fim trandafiri. Înțelegi? Noi nu știm ce suntem și nu suntem împăcați cu ce sunt. Știi? Deci sunt două aspecte. Să știi ce ești și să te împaci cu ce ești. Corect. Asta este foarte important. Absolut, într-adevăr. Și aici aș mai dori să punctez faptul că unii dintre noi crezi că au percepția de flori de nu mă uita albastre. Că și aici vreau să ajungem. Că odată ce se împacă cu ei înșiși, știu, domne, ăsta sunt eu sunt ăsta, m-am împăcat cu mine, dar acum pot să fiu în sfârșit o floare albastră de nu mă uita, pot să transcep trandafirul. Dacă ești un mărăcine, așa, mărăcine nu ai cum să devii o floare albastră. Okay. Deci nu ai cum să devii o floare albastră fiind un mărăcine. Decât dacă, sigur, ești o floare albastră care încă n-a înflorit. Corect, da. Deci aici este... Aici este treaba, știi? Mm-hmm. Da, am înțeles. Și ca să-mi închid ideea total cu Zeppelin, să nu mai divagăm atât de mult, deși o să mai mergem și pe partea cu The Hermit, în esență, era faptul că nimeni n-a fost judecat pentru faptul că au fost influențați, ci pentru faptul că nu au dat acele credite. Că despre asta era vorba. Dom'le, piesa a fost inițial scrisă de cutare și cutare. Ei au zis că noi le-am făcut de drept. Și în chestiunea asta au constat toate procesele pe care ei le-au avut cu Willie Dixon, cu John Baez, nu știu dacă au avut cu John Baez, cu Willie Dixon chiar au avut, evident, după poezie ne dăm seama de chestia asta. Da. Cu Iansh s-au mai întâlnit, s-a întâlnit Page cu Iansh la un moment dat și nu au putut să-l privească în ochi. Și Iansh a spus într-o revistă, domne, n-a avut curajul să se uite în ochii mei și să-și dea seama, să se recunoască, domne, I ripped you off. E cum se spune, adică te-am luat, ți-am copiat tot ceea ce ai făcut note by note, dar nu ți-am dat credit. În fine, e o controversă discutabilă asta, nu vreau să intrăm foarte mult. E o chestie de orgolii, până la urmă știi care e treaba. Fără, dacă nu exista Led Zeppelin, noi nu știam, nu știam de chestia asta, 100% categoric. Dar alea rămâneau într-un cerc obscur, închis, obscur, da, obscur. Obscur. Erau niște cântecele fără miză, dar care, luate în creuzetul artistic al unei formații de tale a lui Led Zeppelin, și-au atins desăvârșirea. Deci ca muzician, dacă ți s-ar întâmpla așa ceva, mi se pare... Ai ajuns în paradis. Exact. Corect, da. Deci ai atins nirvana. Gata, nu mai gata. Da, exact. Deci de ce să-l dai în judecată? Bun. Hai să venim acum că să avem așa un final rotund, că ne apropiem de sfârșitul primei ediții. La The Hermit Podcast, tot așa că e numele podcastului, a emisiunii. M-a fascinat, și am vorbit și off the record chestia asta, m-a fascinat foarte mult pe mine coperta albumului Led Zeppelin 4. Ăla cu bătrânelul care are niște vreascuri în spate și lecară și așa mai departe. Dom'le, am stat seamănă să caut... Seamănă cu pelerinul rus. E? Știi de pelerinul rus? Nu. Spune, nu știi de pelerinul rus? Spune-mi povestea, că sunt... Este o carte cărticică, de fapt, de căpătăi în bazinul creștin-ortodox... Este european până la urmă. E o cărticică apărută, nu știu, pe la 1800 sau pe la 1900, nu știu, în Rusia. Nu se știe exact de ce autor e scrisă, dar acolo în cărticica asta, în broșurica asta intitulată Pelerinul Rus, cititorii au descoperit cu adevărat fiorul mistic creștin ortodox și mai ales ceea ce este cunoscut ca rugăciunea inimii. Știi? În ce constă rugăciunea inimii? E un fel de... Da, putem să-i spunem că e o mantră.
care are câteva cuvinte pe care practicantul le rostește neîncetat, mai întâi cu buzele sau mai întâi cu vorbele, după aia doar cu buzele, după care ea, se spune, ea ajunge să coboare în inimă, cum se spune, nu? Da, da. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe păcătosul. Exact. Nu, Doamne Iisuse, hai să complet e așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, da, miluiește-mă pe mine păcătosul. Exact. Și asta este o practică, o recitare de mantră, deci este exact același calapod, aceeași manieră de a practica spiritualitatea așa cum se practica în India antică, a lua o mantră și a o interioriza până când ea nu mai este... Da, am revenit pe feed că am avut... Pare bine să te revăd. Da, și mie. avem contactul ăsta video face-to-face. O mantră pe care tu ajungi să interiorizezi și sensul ei subtil, profund, ajunge să te impregneze. Da. Și în mod fericit, eventual, să te și transforme, să schimbe mintea. Pozitiv. Să-ți schimbe mintea. Da. Deci asta e treaba cu pelerinul rus și seamănă foarte mult coperta lui Led Zeppelin cu cred că coperta cărticii, broșuricii alea. O să o caut. Chiar o să o caut. Nu știu dacă... Să ia să cauți. Caută pe net să vezi dacă pelerinul rus seamănă cu hermitul ăla cu vreascuri. Cercetorul ăla, să zicem așa. Da. Pusnicul ăla. Eu nu l-aș percepe neapărat ca un cercetor, cât mai degrabă ca un om muncitor ajuns în etate. Pusnic, exact. Da. Pusnic. Vorba despre, aici vedem totuși că e un subiect foarte sensibil. E de fapt un tablou pe care Plant l-a găsit într-un magazin din ăsta anticariat, nu mai știu exact, prin Londra pe undeva sau nu mai știu exact locația, dar știu că e vorba, am scris despre asta și încă am articolul undeva pe Hype sau pe site-ul meu de Rockpedia, unde mai scriu de Zeppelin. Am scris acolo despre chestiile astea, nu mai știu datele exacte, dar l-a găsit într-un shop din ăsta, într-un magazin anticariat și l-a folosit pe urmă acolo. Și n-a fost judecat pentru asta, că intrați deja în domeniul public tabloul ăla, era destul de obscur. Și de fapt Led Zeppelin 4 nu are nume, e cunoscut și ca The Unnamed Album, pentru că ei au fost criticați de piesa, de presa, pardon, din Marea Britanie. Dom'le, sunteți nașpa, adică sunteți overtly sexual, faceți niște remake-uri de proastă calitate, blues, ați distrus bluesul, ați făcut praf. Deci n-au fost foarte bine receptați inițial. Pe urmă, elogiile au curs după, evident, ca și în cazul... Da, criticii n-au înțeles inițial ce au făcut. Da, exact, în orice caz... La ceea ce vreau eu să ajung aici, pe final, este pasajul sau puntea de legătură cu tarotul. Pentru că Page a fost foarte pasionat de tarot și Pusnicul este evident o trimitere către cartea nouă Major Arcana, care e chiar Pusnicul, The Hermit, așa, și care are o bivalență, are o valență pozitivă sau o valență negativă. Dacă este upright, cartea de tarot Pusnicul înseamnă că este vorba de mai multă introspecție, că este vorba de, la o citire de tarot, e vorba când îți apare cartea asta, dacă ai fost vreodată. Eu n-am fost la nicio citire de tarot, dar m-am uitat pe YouTube la citire random de tarot. Am fost interesat și eu de chestia asta și pe urmă am descoperit treptat despre ce este vorba în tarot. Deci dacă îți apare upright, înseamnă faptul că este vorba despre introspecție, despre o perioadă de izolare benefică față de multe aspecte ale vieții tale, cum au fost ele, până într-un anumit punct, în așa fel încât să lucrezi mai mult pe tine individual și să progresezi și să te corectezi. Dar dacă ți apare downright sau în jos, practic, atunci înseamnă că este mult prea multă izolare, nu e benefică și înseamnă că poate să bată în zona de frică sau de neîncredere. Cam așa am perceput-o. Eu în cheile astea două. Și evident, pentru urmăritorii noștri mai trebuie spus și faptul, ei cred că știu unii dintre ei, că Page a fost un mare fan al lui Aleister Crowley. Eu n-am citit nimic de Aleister Crowley până acum, de altfel am avut și un tilt în Danemarca când am zis, domne, eu ce optez? Îmi iau Aleister Crowley sau îmi iau ceea ce m-a fascinat pe mine la Jaco Pastorius, basistul meu preferat, după John Paul Jones. De fapt, n-aș face o ierarhie. Unul dintre basiștii mei preferați la Weather Report, omul a fost fascinat de The Urantia Book, cartea Urantia. Mi-am luat-o, urmează să o citesc și e foarte interesant. Am citit câteva pasaje din ea așa, pe alături,
zigzag și sper să am timpul necesar să o parcurg mai pendelete. E o întreagă poveste și cu The Rancher Book, poate lăsăm pe altă ediție, dar acum pe final, ca să ne focusăm pe Page, ca să încheiem așa cu final rotund, omul a cumpărat și castele al lui Aleister Crowley, Page, când a devenit bogat, i-a luat castele lui... Era obsedat proprietăți. De personalitatea. Era obsedat de Aleister Crowley. Citise tot, începând cu vârsta de la 15 ani, citise cam tot lui Aleister Crowley. Și eu până la 20 și ceva, 21-22, știam așa vag despre el. Nu m-am interesat foarte mult. Știam doar că mi-era pe filoxeră, pe cap, așa, pe minte. La concertul ăla Ozzy Osbourne de la zona noastră din București, e piesa Mr. Crowley, na, 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 na. Have you spoken to the dead sau ceva de genul. Deci asta era, asta știam. Deci știam. Da, un personaj interesant. Controversat, foarte controversat. El vorbește în fine despre pe unul ăsta al copilului interior, are și părți pozitive din paradoxal pentru unii, așa cum le-am perceput eu, sper să le percep într-o nuanță bună. A nu uita că ești copil, cumva. Asta e o chestie foarte bună, indiferent de vârsta ta biologică, evident. Dar alte chestii sunt, am intrat și în, mă rog, am citit despre anumite chestii care pur și simplu se băteau cap în cap și erau, n-aș vrea să dau mai multe detalii aici, evident, pentru că sunt horror, sunt mai mult decât horror. Da, e vorba despre niște entități cu care s-a conectat el la nivel de lower astral și din alte dimensiuni mai întunecate, mai obscure, nu vreau să vorbesc despre asta, dar despre ceea ce vreau să vorbesc este Boleskine House din Scoția, unde se mai duceau ei și aveau un mag de magie neagră cu care intraseră în discuții și așa mai departe. Intraseră în acele discuții și era o relație de tip hate-love dintre Page și acel mag. Scap acum care e numele lui, dar... În fine, Page a compus și un soundtrack pentru Lucifer Rising, un film al acelui mag. Am uitat cum îl cheam, nu contează chestia asta, contează faptul că, domne, au fost niște blesteme pe care el le-a aruncat asupra lui Page. Și de aici toată controversa, ce s-a întâmplat cu fiul lui Robert Plant, Carrack, care a murit foarte timpuriu, la vârsta de 5 ani, și l-a marcat chestia asta profund pe Plant. Faptul că Plant a înregistrat Presence, unul dintre albumele mele preferate de la Led Zeppelin, într-un căruț, efectiv, pentru că fusese paralizat din cauza unui accident de mașină. Și evident, înainte de chestia asta, succesul lor răsunător și controversa aia, domne, l-au sacrificat pe Bonham, nu l-au sacrificat și, în fine, în 2019, când încă mai eram eu în Danemarca, citisem că era o noutate, chiar că Boleskine House luase foc și e praf, e ruină, deci... S-a ales și praful de locația aia. În fine, te-aș întreba totuși pe final ce percepi. Sună subiect de film. Da, este într-adevăr. Deci am intrat până în măduva oaselor ca fan să Zeppelin. Să investigheze adevărul sau conexiunile astea. Da, evident. Și am ascultat între timp și cariera solo a lui, Plant și a lui Page și a lui John Paul Jones. Și alu Plant a fost cea mai de succes. Asta pentru că era băiatul cel mai bun, mă gândesc, dintre toți. Dacă e să privim lucrurile așa, nuanțe din astea, bun și rău, lumină și întuneric, care este polaritatea spre care Plant s-a erejat cel mai mult? Păi e cea bună, având în vedere că i s-au întâmplat lucruri bune și s-a ferit de Crowley atât de mult. Sau de învățăturile lui, de zona aia întunecată. Nu știu ce să zic. E o zonă, mă rog, pentru mine e o zonă neinteresantă asta cu spiritism. Pe mine m-a fascinat. Pe mine m-a fascinat, așa, să zic, ți-am zis, aerul ăsta de mister din jurul lucrurilor de genul ăsta. La o anumită vârstă, poate eram mai tânăr decât tine, dar mi-am dat seama repede că nu e nimic esențial în povestea asta. Știi că e doar, poate e multă speculație, multe lacune care sunt umplute de imaginație. Și mult și, marketing. Mult marketing în zona asta. Și marketing, da, și riscul este să nu faci altceva decât să-ți amplifici niște tendințe eventual paranoide paranoid. Informații care... Că tot vorbim de Black Sabbath. Care, paranoid. Că așa poți să faci conexiune între orice lucru, orice lucru și orice alt lucru. Știi? Da. Și să între ochiul lui Sauron și Budolfi Church din Olborg, așa, când am văzut poți eu să faci, biserica aia, mi s-a părut că e ochiul lui Sauron, cum arată. Poți să faci orice. Plant, că Plant n-a fost cu Aleister Crowley și că de-aia a avut mai mult succes, da?
chiar e vorba despre succes, adică aici, adică de fapt ce vrem să spunem în subtext? Uite mă, deci n-a fost cu Crowley care e rău, e rău da. Și l-a avut succes așa singur pentru că era băiat bun. Și so what? Adică da. El a avut succes. Tu crezi că Jimmy Page l-a mai interesat succesul sau pe unii dintre ei chiar îi macină succesul? Nu. Jimmy Page a ajuns la o vârstă respectabilă, e un, 77. Un bătrânel absolut respectabil, da? Care continuă să cânte la chitară, are, uite-te la documentarul ăla fantastic, It Might Get Loud, cu, da, l-am văzut cu The White Stripes, cu chitaristul The White Stripes și cu The Edge, l-am văzut. Apreciază un muzician pentru ceea ce este, pentru capacitatea lui și sensibilitatea extraordinară de a struni un instrument la nivelul ăla de măestrie la care a făcut-o Page, da. Sau The Edge, sau Jack White, în cazul ăsta, sau John Paul Jones. Și acolo se întâmplă lucrurile, adică mai mult, asta e gândirea de om mic care n-a avut, știi, oamenii care n-au bani, zic, da. Banul e ochiul dracului. Oamenii care zic că, uite domnule, ăla are succes, e că el nu a avut niciodată succes, înțelegi? Sau că are succes pentru că, știu eu, e mai cu Dumnezeu și mai puțin cu diavolul, sau din potrivă, e mai cu diavolul și mai puțin cu Dumnezeu, ca semna, și așa mai departe, da. Deci tot felul de povești de astea colaterale care poate să ne zăpăcească și da. Să ne amplifice, de fapt, ți-am zis, da. Tendințele paranoide. Și atunci știi? O să fim fie paranoid, fie dazed and confused. Nu, că tot îmi place. Exact. Paranoid de la Black Sabbath, da? Sau Days and Confused de la Led Zeppelin. Da, da. Acum, pe finalul... Exact. Pe finalul emisiunii vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezență și să te mai întreb singura întrebare. Ce ne poți spune despre instrumentul acela mongol din background? Care? Ăla de pe perete. Exact. Pentru urmăritor. Stai să-l arăt. Da. Stai așa să văd de cu camera. Exact. Ăsta, nu? Voilà, exact. Da, ăsta este instrument tradițional mongolez, care se numește morn kor. Așa se pronunță, morn se scrie M-O-R-I-N, da. K-H-U-R, așa se scrie în scrierea noastră. Mie îmi sună a pronunție Khazad-dûm, așa, de Tolkien, din zona, din sfera aia, Mordor. Din zona asta. Păi da. Mornhor. Da, Mornhor. Uruk-hai. Deci, dacă cauți pe Google sau pe YouTube muzică tradițională mongolă sau în engleză aceeași expresie, da. Vei găsi în 99%, dacă nu chiar 100%, instrumentul ăsta. Super. Are doar două corzi. Da. El are două corzi. Da. Morn, cred că morn sau mor înseamnă cal în mongolă. Interesant. Și după cum vezi, are un cap de cal, deci gâtul e, da. Gâtul este un cap de cal. Așa e. Da? Da. Iar se spune că, nu că se spune, deci corzile erau făcute din coama calului, iar corzile arcușului, pentru strunele arcușului, pentru că e un instrument care se cânte cu arcuș, era făcut din coada calului. Știi? Deci, așa este el gândit. Este da. Și... asta este instrumentul tradițional mongolez. Super, super fain. Poți să faci armonie pe el sau mi se pare cam limitat. Adică ce poți să cânți pe el? Atâta vreme cât poți să cânți două sunete simultan, da, poți să faci și armonie, dar este preponderent un instrument solistic. Deși te poți acompania cu el, cânți cu vocea, sunetele la guturale. Da, exact, întocmai. Îți cânți pedala sau știu eu, îți cânți cu arcușul o contramelodie simplă sau chiar o pedală, o notă de bază sau două note de bază, o cuvintă, o cuvartă sau știu eu ce, ca să poți să susții cântecul din voce. Știi? Da. Ok, bun, acestea fiind spuse, namaste. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și urmăritorilor noștri de pe YouTube și de pe Facebook și de pe social media. Și noi le mulțumim, sper să fi rămas cu ceva sau da. Să le fi ascultat categoric. Dacă au considerat că e ceva sens în ceea ce am spus. Da. Mulțumim foarte mult și vă dorim într-adevăr namaste tuturor și mulțumim că ați rămas încă o dată alături de noi în această primă ediție de The Hermit Podcast cu prezentatorul nostru Victor Ro și invitatul special Sega Namaste. Mulțumim. La mai multe. Super.